Onorați invitați, dragi prieteni, bună ziua! Bine ați venit la evenimentul de constituire a Alianței Asociațiilor de Băștinași. Ce își propune să devină această alianță? Un generator de idei, proiecte, inițiative, toate realizate deja nu într-o singură localitate, ci la nivel național, în toată țara, pentru a crește dezvoltarea locală și, cel mai important, a-i aduce împreună pe cei de acasă cu cei din diaspora și alături de administrația publică locală și partenerii de stat. Până acum, 33 de asociații din cele 160 existente și-au declarat oficial intenția de a deveni membre ale noii alianțe. Acesta este doar începutul. Una din misiunile importante ale alianței va fi să atragă mereu noi membri, dar după ce va fi constituită de noi astăzi. Vă amintesc că evenimentul nostru este organizat în cadrul proiectului Elveția PNUD Migrație și Dezvoltare Locală, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, nemijlocit Biroul Relației cu Diaspora și în colaborare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova. Suntem live pe prives.eu și pe Facebook și YouTube, paginile oficiale ale PNUD, Alianța Asociațiilor de Băștinași și Biroul Relației cu Diaspora. Doamnelor și domnilor, și acum, cu un mesaj de salut, vine domnul Dumitru Udrea, secretar general al Guvernului Republicii Moldova. Dragă Dima, Radu. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, atunci când oamenii se unesc pentru a face mai mult pentru Republica Moldova, schimbarea vine nu numai din partea celor de la guvernare, ci a întregii societăți. Țara noastră are nevoie de comunități puternice, iar inițiativa care astăzi este oficializată va contribui esențial la acest proces. Chiar ieri spuneam la Moldova Business Week despre creșterea durabilă a veniturilor care se pot realiza doar prin creșterea competitivității, a productivității muncii și integrarea persoanelor din și grupurilor marginalizate în procesele economice. Condiția de bază pentru aceasta este încurajarea oamenilor de către stat și să-și realizeze aspirațiile și potențialul profesional, atât ca angajați cât și ca angajatori, prin dezvoltarea oportunităților de inovare și antreprenoriat, precum și de dezvoltare profesională. Ori asociațiile pe care le-ați consolidat de-a lungul anilor au avut exact același rol, de a uni oameni prin comunități, pentru a dezvolta comunitățile lor și pentru a contribui la o viață mai bună aici, acasă. Și o experiență esențială în acest scop vine din diaspora. Fiecare din diaspora poate contribui într-un anumit mod la dezvoltarea țării. Foarte mulți au grijă de bunei și părinți rămași acasă. Alții se implică în viața comunității cu donații de bani și, cel mai important, cu cunoștințele lor. Experiența acumulată de-a lungul anilor în statele dezvoltate de pe continentul european sau cel american este neprețuită, mai ales în prezent, când Republica Moldova este țară candidat la Uniunea Europeană. Suntem recunoscători de că, deși plecați, acești oameni sunt mereu prezenți. Spun acest lucru pentru că știu foarte bine cât de mult vă implicați și cei de acasă și cei din străinătate în programe dezvoltate de Biroul Relației cu Diaspora și de partenerii noștri de dezvoltare, în acest caz proiectul PNUD Migrație și Dezvoltare Locală. Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3, Diaspora Engagement Hub și tradiționalul program DOR sunt doar câteva proiecte care și-au demonstrat succesul pe parcursul anilor. Doamnelor și domnilor, vă doresc mult succes pentru a realiza obiectivele pe care vi le-ați propus și haideți împreună să ajutăm la transformarea Republicii Moldova într-o țară prosperă, rezilientă și europeană. Vă mulțumesc! Domnule Udrea, vă mulțumim și noi pentru participare și implicare. Și în continuare, am deosebită onoare să invit în fața dumneavoastră pe doamna Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD Moldova. Bună dimineața, dear Secretary General,
dear partners, dear colleagues. It's such a pleasure to be with you today. The energy in the room is so inspiring. And we are extremely thrilled about the establishment of the Future Alliance of Hometown Associations. It's an important organic step following a long journey of building synergies and cooperation among public authorities, local communities, and Moldovan citizens living abroad. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, domnule secretar general, stimați parteneri și dragi colegi. Energia pe care oamenii au creat-o în această sală este într-adevăr cea care inspiră. Și eu vreau să vă zic că noi suntem foarte și foarte entuziasmați și bucuroși de faptul că astăzi se creează aici Asociația Băștinașilor sau Alianța Asociațiilor Băștinașilor, care reprezintă un pas foarte important în călătoria aceasta care va dura ceva timp pentru a crea sinergii, cooperare între diferite autorități publice ale Republicii Moldova la diferite niveluri, comunitățile locale și acei cetățeni ai țării care au plecat peste hotare. Since 2015, UNDP Moldova's intervention in the field of diaspora and local development have been directed towards putting migration at the center of policy discussions and highlighting its positive outcomes for the country and local communities' social and economic development. Încă din 2015, deja PNUD a susținut diverse inițiative legate de diasporă și dezvoltarea locală, punând migrație, aspectele legate de migrație, în miezul discuțiilor referitor la politici și respectiv acestea fiind puse de asemenea pe cel mai important plan în ceea ce ține de dezvoltarea locală, economică și socială. And within the framework of the Swiss Development Cooperation UNDP project Migration and Development, we have provided the needed support to over 200 hometown associations and initiative groups that have been established throughout the country. Și în cadrul proiectului susținut de către Agenția de Cooperare Elvețiană și prin intermediul programului PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală, noi am oferit susținere la 200 de asociații băștinașilor și grupuri de inițiativă. We're very pleased that this model of inclusive local development has succeeded and serves as an illustration to others for the extensive human potential of migrants to help their home communities, and this is a model that we are also transposing at the regional level. Noi ne bucurăm foarte mult că acest modul care se referă la dezvoltarea locală inclusivă a avut succes și este un exemplu pentru alții pe care ar putea să-l urmeze în ceea ce ține de implicarea persoanelor care au migrat prin intermediul asociațiilor băștinașilor în dezvoltarea locală a comunităților lor. Și având în vedere că acesta a fost un succes, acum intenționăm să extindem această experiență la nivel regional. And today, your local hometown associations represent an efficient and sustainable mechanism for the engagement of diaspora and their homeland development. Și astăzi, asociațiile băștinașilor reprezintă un mecanism eficient și sustenabil de implicare a migranților în treburile, în activitățile și dezvoltarea comunităților. We do acknowledge and commend the instrumental role and dedication that all of you present here have invested in the management of your association and the establishment of this new platform. Noi astăzi salutăm rolul, de fapt, și dedicația dumneavoastră în crearea și dezvoltarea, susținerea dezvoltării asociațiilor băștinașilor și, de asemenea, tot efortul investit în crearea acestei alianțe astăzi. And we do believe that there is more potential to be unlocked, namely through stronger cooperation, through partnerships among the hometown associations, the local and the central governments, sharing of knowledge and good practices, but also pooling of resources as well, the continuous development of your institutional capacities.
Eu consider că mai avem foarte mult potențial nevalorificat, pe care încă urmează să-l valorificăm prin intermediul cooperării, creierii parteneriatelor între asociațiile băștinașilor și autoritățile de nivel local, autoritățile de nivel central, în ceea ce ține de schimbul cu bune practici, dar și utilizarea, implicarea și utilizarea resurselor pentru diverse inițiative. Let me mention here also that development and development challenges, they don't have geographic boundaries. Hence, what you are doing today is definitely in the right direction. Aș mai vrea să subliniez un lucru, că dezvoltarea nu este o provocare care cumva s-ar limita la niște hotare geografice, nici de cum. De aceea, ceea ce faceți dumneavoastră aici astăzi este foarte și foarte important. And once officialized with your efforts and the support that is being provided through this project, the Alliance of Hometown Associations will assist its members to better respond to the local needs and the emerging priorities, bringing more innovation, sustainability and resilience to your local presence and help build sustainable partnerships. Și, de fapt, oficializarea de astăzi a Alianței reprezintă acele eforturi pe care dumneavoastră le-ați întreprins astfel încât să răspundeți, să creați capacități mai bune a comunității, ca comunitățile să răspundă mai bine nevoilor locale, dar și priorităților care vor fi identificate la nivel local, aducând totodată inovații, sustenabilitate și reziliență, creând parteneriate de durată. So we look forward to continue this close collaboration with you, with the government, with the partners, and we are extremely pleased with this new and promising partnership and association, alliance, I have to say, and we're looking forward to see what's coming ahead of us, but I'm sure that there will be a lot of lessons learned, a lot of wisdom that will be flowing today and beyond. Thank you. Și eu sunt sigură că va exista o cooperare foarte strânsă dintre cu dumneavoastră, cu autoritățile, cu diversi parteneri și noi ne bucurăm foarte mult că astăzi se creează acest nou parteneriat, această alianță. Să vedem ce va urma, deși eu sunt convinsă că vor fi foarte multe lecții învățate și foarte multă înțelepciune care va fi transmisă, împărtășită în cadrul acestei alianțe. Vă mulțumesc! Our dear Dima Al-Khatib, thank you very much. Alături de noi, ca și în ultimii 7 ani alături de acest proiect, este astăzi Radu Dani, coordonatorul programului Guvernare Locală în cadrul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Îl invităm și pe domnul Dani să ne salute. Aproape 8 ani. Stimate domnule Udrea, stimată doamnă Al-Khatib, stimați primari, stimate primăriți, stimați parteneri, participanți la acest eveniment, mă bucur nespus de mult să vă salut din partea organizației pe care o reprezint și mai ales că astăzi marcăm un eveniment care în sine reprezintă un reper foarte important în evoluția acestui model de dezvoltare locală pe care noi l-am numit asociațiile de băștinași. Este un reper important pentru că, pe de o parte, denotă o maturitate a acestui model, a acestor asociații, dar, pe de altă parte, deschide clar ușa și șansele pentru o durabilitate a acestui model în această țară. Este un eveniment, este un moment care, după mine, dacă doriți, se plasează undeva la mijloc, între o finalitate și un nou început. Este sfârșitul proiectului Middle și este un nou început pentru aceste asociații prin această alianță. Se deschide o nouă eră, o nouă etapă în dezvoltarea asociațiilor de baștinași. Și, bineînțeles că asemenea momente reprezintă ocazii foarte bune pentru niște amintiri, pentru niște reflecții. Dima a început să-și aducă aminte despre cum au început discuțiile în sine despre asociațiile de baștinași, înapoi în 2015, dar eu țin minte că înainte de 2015, când a început prima fază a acestui proiect,
am început să discutăm despre ce se poate face la nivel local, ce se poate face ca diaspora să aducă o contribuție la nivel local. Și asta s-a întâmplat prin 2013, 2014, 2013, cred că mai degrabă. Începuserăm să discutăm cu colegii de la PNUD despre cum putem valorifica acest potențial și la nivel local, pentru că atunci Moldova deja începuse să arate rezultate foarte bune în ceea ce privește integrarea migrației în politicile sale de dezvoltare, în ceea ce privește cadrul instituțional de-a lungul guvernului pe dimensiunea diasporă, migrație și dezvoltare. Și a devenit în scurt timp guvernul, prin acea primă componență a Biroului pentru Relații cu Diaspora, un fel de lider la nivel internațional în acest sens și până acum este. Dar când venea vorba de lucrurile tangibile care se pot face la nivel local, era foarte greu de imaginat ce, la modul practic, se poate face. Existau niște modele prin Africa de Nord, prin America Latină. Le-am luat, le-am studiat împreună cu colegii de la PNUD, dar tot încă nu era clar cum să facem și noi un model al nostru. Până la urmă, așa cum bine cunoașteți pentru PNUD, dar în special pentru echipa proiectului Middle, nu există lucruri imposibile. Ei au spus că noi ne vom gândi la ceva și au venit cu acest model care include în sine elemente din celelalte care s-au mai făcut pe glob, deși nu erau tare multe, dar până la urmă reprezintă un produs inedit. Un produs inedit aceste asociații de băștinași. Și s-a ajuns acum la aproape 8 ani de implementare a acestui proiect, când acest model reprezintă, putem spune cu mâna pe inimă, foarte sincer, cred că cel mai popular model de participare și dezvoltare locală pe care îl avem în țară. Și lucrurile vorbesc de la sine. Mai mult de jumătate din cele 200 și ceva de asociații de băștinași care au fost create până acum, au fost create fără susținerea proiectului, fără susținerea guvernului Elveției. Asta demonstrează un angajament foarte clar și o dorință foarte clară a autorităților locale și a comunităților de a crea asemenea asociații și de a implica comunitățile, inclusiv membrii comunităților care sunt plecați, în dezvoltarea locală. Bineînțeles că toate astea n-ar fi fost posibile fără echipa proiectului Middle, pe care am menționat-o și vreau și de data asta să remarc dedicația, implicarea, dinamica, energia lor și nu mă tem să spun talentul, pentru că au știut să dezvolte acest proiect într-un fel în care nici nu ne imaginam atunci, aproape de 2015, când trebuia să începem prima fază a sa. De asemenea, lucrurile astea n-ar fi fost posibile fără implicarea dumneavoastră și curajul dumneavoastră ca și autorități locale, dar și curajul oamenilor din autoritățile pe care le reprezentați. Și, în ultimul rând, lucrul ăsta n-ar fi fost posibil fără implicarea Congresului Autorităților Locale și facilitatorilor, în special, din cadrul proiectului Middle, care au lucrat cu dumneavoastră în fiecare zi, cot la cot. Pentru asta vă felicităm și toate lucrurile astea ne fac mândri să fim printre cei care susțin aceste inițiative și să fim mândri de calitatea noastră de donator a acestui proiect. În ceea ce ne privește, Elveția nu va mai avea un program tematic în domeniul migrației și dezvoltării începând cu anul 2023. Dar pentru noi este firesc să urmărim în continuare evoluția asociațiilor de băștinași și evoluția acestei alianțe, pentru că, metaforic vorbind, noi am fost la baza creierii asociațiilor, contribuim acum la ieșirea din găoace a acestei alianțe și, ca buni părinți, ne simțim cumva obligați să însoțim alianța de mână, cel puțin o perioadă, până se pune bine pe picioare, până când va fi capabilă să desfacă aripile cât de cât sigur pentru a-și urma calea pe care și-o propun. Cred că mă opresc aici ca să nu vă plictisesc tare mult și pe această notă optimistă vreau să vă doresc o zi cât mai productivă. Sper că așteptările pe care le aveți de la acest eveniment să se realizeze și folosesc și această ocazie pentru a mulțumi partenerilor noștri de ani de zile pe filiera de migrație și dezvoltare, Cancelariei de Stat, Biroului pentru Relații cu Diaspora, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Congresului Autorităților Locale, autorităților locale din toată țara și fiecărei persoane în parte care a contribuit mai mult sau mai puțin, direct sau indirect, la activitățile asociațiilor de băștinași și respectiv a adus asociațiile de băștinași la acest moment istoric, aș spune eu, în evoluția lor.
Mult succes tuturor în continuare și mulțumesc încă o dată partenerilor pentru că împreună reușim în fiecare zi să facem viața oamenilor din Moldova mai bună. Mersi. Cu adevărat. Mulțumim foarte frumos, domnule Dani. Și continuăm evenimentul de astăzi. În continuare vom sublinia rolul diasporii în dezvoltarea locală și națională. Ofer microfonul Elenei Druță, consilieră pentru relațiile cu diaspora a președintei Republicii Moldova. Bună ziua tuturor! Vă salut! Și îmi permiteți, vă rog mult, să încep cu o mică destănuire. Eu am urmărit de-a lungul anilor, cu curiozitate, cu admirație și cu multă simpatie, toată activitatea voastră de la bun început. Am urmărit postările din acel grup tematic care a fost creat. Am atras atenția la modul în care distribuiați informația sau lecțiile învățate către oricine ar fi dorit să atragă atenția la ele sau oricine ar fi dorit să urmeze exemplul vostru. Aveți toată aprecierea mea pentru acest mod al vostru de a distribui cunoștințele acumulate. Am urmărit cum, din momentul în care ați avut idei și le-ați împărtășit, le-ați supus părerilor altor persoane, ați ajuns la proiecte concrete și la rezultate concrete care v-au făcut să fiți mândri. Am sesizat de asemenea această satisfacție comună și această mândrie pe care o simțeau toți cei care au fost implicați în proiecte de parteneriat cu primăriile și cu instituțiile statului. Această satisfacție comună cred eu că funcționa ca și liant, dar și ca și curaj pentru noi și noi proiecte. Pentru părerea mea este că noi, ca și societate, ca și grupuri locale, nu știam cum să ne implicăm în procesele decizionale, nu știam cum funcționează democrația la nivel local și atunci, grație partenerilor de dezvoltare, grație persoanelor din echipele UNDP și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, au fost identificați acei cetățeni care aveau curaj, care au avut curaj, dar mai mult decât atât li s-a oferit mediere, li s-a oferit suport și li s-a oferit oportunitatea de finanțare. Și atunci cetățenii noștri, cei care au avut curajul să se implice, au avut și ocazia să simtă această satisfacție și să se bucure de aceste rezultate. Evident că asta le-a creat o nouă poftă de implicare și aș sublinia acest efect general, care mie mi se pare cel mai important. La finalul implementării acestor proiecte nu ne-am regăsit cu toții cu doar obiecte de infrastructură sau doar evenimente organizate, dar am identificat acele procese democratice care s-au inițiat și s-au fortificat la nivel local. Felicit colegii de la UNDP tocmai pentru identificarea acestui mecanism pe care îl consider de succes și pentru că au reușit să valideze de-a lungul anului că este un mecanism funcțional care ne face să avem nu doar obiecte de infrastructură, dar mai ales să dezvoltăm democrația la nivel local. Cred că ați remarcat cu toții că s-a pornit cu ani în urmă de la identitatea diferită de grup, cetățenii pe de-o parte, APL-urile pe de altă parte, instituțiile statului într-un alt grup distinct, iar la final de culegere, la finalul culegerii rezultatelor, cu toții au avut o nouă identitate, o nouă identitate de grup, cea a cetățenilor, care se implică și care dezvoltă localitățile sau țara. Evident că în acest lung proces și în toate aceste proiecte frumoase pe care le-ați implementat, ați reușit să captați, să prindeți interesul și dorul cetățenilor de peste hotare, pentru că o altă lecție pe care ați reușit să o demonstrați
este că cetățenii din afara țării sau cetățenii de acasă nu au interese diferite, că ei pot să se unească cu succes și, indiferent de locul aflării lor, pot să contribuie la dezvoltarea țării. Deja mecanismele tehnice se identifică pe parcurs. Aș constata aici, în acest proces de interacțiune a voastră, a cetățenilor activi și curajoși, cu APL-urile, cu primăriile, această dezvoltare de abilități și cunoștințe care nu existau anterior. În situația în care apar noi și noi surse de finanțare, acele primării și acele comunități, de fapt, locale, care știau deja cum este să lucrezi în echipă, cum este să iei decizii în comun, cum este să identifici problemele cu adevărat prioritare, acum îmi dau seama că ați fost în situația în care anumite primării investeau banii publici pentru îmbunătățirea calității aspectului sau a infrastructurii primăriei, când de fapt cetățenii ar fi vrut să se investească în trotuare. Și atunci ați demonstrat că doar astfel pot fi identificate cu adevărat problemele relevante pentru cetățeni. Iată, dezvoltarea aceasta de abilități la nivel local a avantajat acele localități, acele comunități, în identificarea altor surse de finanțare. Aici aș semnala faptul că primăriile și comunitățile și asociațiile de băștinași care aveau deja această experiență, au fost mai abile, nu au întâmpinat astfel de dificultăți în momentul în care a apărut un program național Casatului European. Era deja un instrument pe care l-ați aplicat cu mare succes anterior, erați extrem de pregătiți cu toții, aveați toate mecanismele de cooperare la nivel local. De fapt, mulți dintre voi aveau deja proiectele pregătite din timp, care așteptau doar surse de finanțare. E bine, spiritul acesta al conlucrării, al colaborării, face ca tot mai multe localități să se dezvolte similar și vă felicit pentru pofta pe care ați trezit-o în alte comunități și în alți cetățeni de a parcurge același model. Sunt sigură că vor urma multe proiecte frumoase, că voi mai pescui idei, voi urmări cu admirație tot ceea ce veți face, dar vă îndemn să urmăriți și modul în care această conlucrare la nivel local sau acest mod de lucru se transpune la nivel național. Același mecanism de lucru al cetățenilor din afară, al cetățenilor de acasă, al partenerilor de dezvoltare și al instituțiilor statului, Guvernului Republicii Moldova, președinției și multor altora, este modelul pe care vă îndemn să-l urmăriți, pentru că este exact exemplul vostru de la nivel local, care se transpune la nivel național. Sunt sigură că guvernarea va identifica noi fonduri, este implicată intens în acest segment. Sperăm mult cu toții să fie depășite și provocările și să depășim și acest război care a consumat energia noastră a tuturor și care ne-a trezit multe îngrijorări. Deci, vă felicit cu acest eveniment important, cu această nouă voce pe care îmi doresc să o aud foarte des în spațiul public, să fie vizibilă, să solicite tot mai multe fonduri, iar ca și membru al acestei echipe de dezvoltare națională, guvernarea va asigura realizarea dorințelor și așteptărilor voastre. Felicitări încă o dată și mult succes în continuare! Așa să fie, Elena. Cum zici, așa să fie. Mulțumim mult! În continuare, Zinaida Adam, coordonatoare programe Creștere Inclusivă, PNUD Moldova, ne va face radiografia rezultatelor proiectului Migrație și Dezvoltare Locală din 2015 până acum. Da. Mulțumesc mult, Mihaela. Bună dimineața tuturor! Hai că îl schimb eu pe ăsta, da? Ok, mersi. Bună dimineața tuturor! Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pentru că suntem într-un moment de cotitură, într-un moment în care ne oprim și privim înapoi de unde am pornit acum circa 7-8 ani deja, unde am ajuns astăzi în moment și încotro ne îndreptăm.
Și vreau să spun că tabloul care îl văd în fața mea este unul foarte îmbucurător. În 2015, cu sprijinul Guvernului Elveției și cu ghidarea PNUD Moldova, primele primării din țară au bătut, între ghilimele fiind spuse, la poarta băștinașilor, a diasporei, și împreună au stat și au analizat, au identificat, au prioritizat și mai mult decât atât, împreună au rezolvat problemele cu care se confruntă localitățile noastre din țară. În prezent, mai mult de 100 de localități au beneficiat de sprijinul direct al proiectului nostru, dar dacă ne uităm în întreaga țară, sunt deja câteva sute de asociații de băștinași înregistrate și active, grupuri de inițiativă și localități care au beneficiat de informație, ghidare, în pașii pe care trebuie să îi întreprindă ca să conecteze băștinașii diaspora la dezvoltarea localității lor. Și aici aș vrea să mulțumesc în primul rând partenerilor noștri de la Congresul Autorităților Locale, care ne-au fost alături de noi de la bun început și care ne-au ajutat să atingem aceste cifre deja impresionante. Rezultatele, evident, nu au întârziat să apară. Deja putem vorbi despre sute de proiecte implementate în toată țara. Și nu sunt proiecte oarecare, sunt proiecte de care beneficiază comunitățile întregi, sunt proiecte care au îmbunătățit serviciile sociale, au îmbunătățit infrastructura locală din localități, au contribuit la dezvoltarea economică a localităților, au susținut noi sectoare economice ca să fie dezvoltate și, de asemenea, au asigurat ca locatarii din comunități să beneficieze de acele servicii comunale de care au nevoie. Pe ecran vedeți aceste cifre care vorbesc despre munca dumneavoastră și a noastră depusă în ultimii 7 ani. Vorbeam că în ultimii ani, pe lângă serviciile și infrastructura publică locală îmbunătățită, băștinașii împreună cu primăriile și împreună cu sectorul privat și-au unit forțele și au reușit să susțină și sectoarele economice din localitățile noastre. Doar cu sprijinul nostru, circa 6 sectoare economice au fost dezvoltate, iar investițiile aduse de către dumneavoastră în localitate în ultimii 7 ani sunt aproape de 9 milioane de dolari, iar pe lângă acele surse generoase oferite de Guvernul Elveției, după cum vedeți și pe ecran, de fapt, două treimi sunt investițiile voastre, a primăriei, a băștinașilor, a diasporei și a sectorului privat. Asta pentru noi este un indicator că proiectele selectate, într-adevăr, au fost cele necesare, cele dorite și cele cu impact pentru localitate, pentru că de altfel nu s-ar fi mobilizat atâta în lume în jurul lor ca să le sprijine. Mai mult de 170 de afaceri noi sau existente au fost susținute și deja câteva sute de locuri noi de muncă au fost create în urma acestor investiții atrase în localitate. Dar vorbim de asociații de băștinași, dar cine sunt aceste asociații de băștinași? Am făcut o retrospectivă a asociațiilor de băștinași create în ultimii 7 ani și aș vrea să vedem împreună în cifre cum arată o asociație de băștinași, una care este deja pusă pe picioare. Deci o asociație de băștinași în mediu, da, vorbim despre un profil mediu pe țară, este creat într-o localitate, de asemenea medie după numărul de populație, deci medie sau spre mare, care are circa 5.000 de locuitori, organizație care are în jurul său circa 16 membri activi și aici vorbim inclusiv de membri juniori și membri seniori și care a reușit în ultimii ani să implementeze în mediu 5 proiecte de diferită dimensiune, mai mari sau mai mici, mai puțin contează. În medie au reușit să atragă circa peste un milion de lei. Evident,
din sursele donatorilor, din sursele guvernului sau dar la care au contribuit nemijlocit și cu fondurile diasporei și fondurile băștinașilor într-o măsură semnificativă. Asta este profilul general. Evident că fiecare asociație are specificul ei, fiecare asociație are proiectele cu care să se mândrească, cu care să ofere exemple altor localități, altor asociații și tocmai din acest motiv considerăm că o astfel de alianță a asociațiilor de băștinași este una necesară, este una oportună, în special la acest moment în timp, pentru că va permite acel schimb de experiență, acel schimb de lecții învățate de la asociațiile începătoare către cele care deja au ceva experiență în spate și, de ce nu, împreună să crească spre ceva mai mult. Există deja instrumente disponibile pentru susținerea asociațiilor, pentru susținerea primăriilor care doresc să implice diaspora în dezvoltare locală. A fost menționat astăzi de domnul Udrea programul guvernamental DAR 1+3 și știu că mulți dintre dumneavoastră ați aplicat și ați beneficiat de fondurile respective, nu o singură dată, dar chiar și de două ori. Și sperăm ca astfel de programe să continue să existe, să fie create și altele noi, iar tocmai în acest context este nevoie ca o alianță care să vă unească pe voi toți împreună, pe noi toți împreună, să ne reprezinte vocea, să ne permită ca împreună să cerem ca astfel de noi instrumente să fie create și puse la dispoziția oamenilor activi de acasă, băștinașilor și diasporei care este peste hotare. Am toată încrederea că peste câțiva ani, împreună cu dumneavoastră, vom putea să vorbim de cifre de cel puțin de două ori mai mari, dacă nu de câteva ori mai mari, când vorbim de rezultatele asociațiilor și alianței asociațiilor de băștinași. Mulțumesc mult pentru atenție. Și noi mulțumim, Zinaida. Mulțumim pentru cifrele împărtășite. Da? Da, mulțumesc. Și mulțumim pentru această excursie în timp. Foarte frumoasă. Încă un rând de aplauze. Vă mulțumesc mult. Acum, haideți să vedem și experiența Asociației Europene pentru Democrație Locală. Îl invit la microfon pe Alexandru Coica, șef de unitate în cadrul organizației. Bună dimineața, mulțumesc, Mihaela. Precum am zis, eu sunt Alexandru Coica, reprezint Asociația Europeană pentru Democrație Locală și sunt responsabil de activitatea noastră în regională, adică în 8 țări. Inițial, primind invitația la acest eveniment, singur mi-am pus întrebarea cam care ar fi relevanța noastră. Trebuie să recunosc spre rușinea mea că ultimii ani mai mult am fost concentrat pe alte proiecte care le aveam prin Armenia, Kyrgyzstan, Ucraina și iarăși cam am uitat un pic de casă. Dar ascultând prezentările, ascultând ce au zis alte vorbitori, am înțeles că de fapt indirect, la nivel instinctiv, deja de câțiva ani am avut și noi tangențe cu multe asociații de băștinași. Venind aici m-am bucurat să văd fețe cunoscute, am avut proiecte, am oferit multe granturi în regiuni și a fost o bucurie să văd că aici avem beneficiari acelor granturi și mulți parteneri de lungul anului. Așa că am răsuflat ușurat că totuși prezența mea nu e tocmai irelevantă, hai să zic cum mi s-a părut la început. Să vă zic un pic de organizație și hai să zic o invitație spre o cooperare și mai strânsă, că probabil asta și-au dorit organizatorii invitându-mă aici. Noi suntem o organizație europeană prezentă în aproximativ 40 de țări. Am început cu susținerea Congresului Autorităților Locale de la Consiliul Europei din Strasburg și cu timpul ne-am extins. În zona asta, vecinătatea Europei, suntem de vreo 10 ani. Activăm în domeniul dezvoltării locale, membrii noștri fiind fie autorități locale și regionale, în cazul Moldovei, primării, raioane, fie asociații de autorități locale și regionale. Respectiv, ceea ce vorbim de asociații de băștinași ar fi un partener natural, să zic eu, instinctiv.
În ultimii vreo 4-5 ani am avut câteva programe de dezvoltare locală în Republica Moldova. Unul cu care ne mândrim cel mai mult, Agrid, a fost încheiat relativ recent. Spre final o să avem și un scurt video care sper să vă inspire și să ne ajute și mai mult să găsim anumite sinergii comune. E bine, în aceste programe am avut lucru în toate cele 32 de regiuni din Republica Moldova. Am lucrat în special cu autorități pe de-o parte și cu asociații sau sector asociativ pe de altă parte, asta fiind ceea ce promovăm noi, o sinergie, o cooperare între autorități și cetățeni, și anume aici eu văd rolul nemijlocit și mă bucur că de fapt cu susținerea donatorilor externe se creează acest mediu de cooperare la nivel regional. La moment, mai avem un program pe care îl pilotăm în 10 ani împreună cu alți parteneri. În următoarele vreo 10 luni o să încercăm să investim aproximativ 1,6 milioane de euro la nivel local în aceste regiuni, unde ne dorim iarăși să vedem o cooperare strânsă între autorități și societatea civilă. M-am bucurat să văd aici deja beneficiari a programului nostru, sper că o să fie și mai mulți, dar uitându-mă pe statistică, în toate cele 10 ani avem cel puțin una, două asociații de băștinași beneficiari care s-au înscris în programul nostru MIT-UFO Accountability. E bun, asta a fost partea mai plictisitoare. Ce mai vreau să adaug? De obicei când sunt invitat la astfel de evenimente, prezentarea care mi se cere zice, hai prezentați ce faceți voi. Nu o să vă plictisesc prea mult cu exact ce facem noi, am zis că o să fie un scurt video de vreo minută, două, dar alt tip de prezentare care îl facem, ni se cere să zicem care ar fi filozofia organizației noastre, ce ne ocupăm, de ce noi facem ce facem. Și asta o fac cu mai multă plăcere. Noi ne numim Asociația Europeană pentru Democrație Locală, adică democrația este undeva la bazele noastre. Și de fiecare dată când avem discuții ce facem, cum mergem încotro, noi revenim la ceea ce a fost 2500 de ani în urmă, când abia a apărut prima democrație în Roma Antică, atunci cred că era idealul, hai să zic, din viziunea noastră, din viziunea de azi, cum ar fi fiecare cetățean, bine, nu toți erau cetățeni, erau oameni care nu aveau statutul de cetățeni, dar fiecare cetățean participa direct, se aduna în centrul orașului și participa la luarea deciziilor în localitatea lor. Da? Ulterior, prin secolul XIX, prin 1800 și ceva, a apărut conceptul de democrație reprezentativă, adică oamenii au înțeles, suntem prea mulți, nu mai încăpem în piața centrală, trebuie să avem reprezentanți. Și atunci s-a ajuns la alegeri, ne delegăm reprezentanții fie în Consiliul Local, fie în Parlament, care într-un fel iau decizii în numele nostru. E bine, și nu este un secret pentru noi că deja de câțiva ani în secolul 21, tot mai mult se vedeți prin titluri în presa internațională, dar și în Moldova și în discuții de genul ăsta la conferință că democrația a ajuns într-o criză. Ne aflăm într-o criză a democrației, în epoca fake news, manipulării și tot așa. Eu aș tinde să cad de acord cu asta, dar eu nu cred că este, eu nu văd totul atât de sumbru. Eu cred că da, democrația, probabil conceptul care a fost până acum de mii de ani și de sute de ani mai nou cu democrația reprezentativă, e un pic depășit deja de asta și de timp și noi trebuie să venim cu instrumente noi. Ei, anume aici noi încercăm să ne concentrăm lucru în acea democrație pe care noi o numim democrație zi de zi sau day by day democracy, este un trend și v-aș ruga și pe voi în proiectele pe care le faceți, anume la asta să vă gândiți cum puteți implica cetățenii în acele decizii, în dezvoltarea comunității zi de zi. Pentru Moldova, și îmi pare bine să recunosc acest lucru, instrumente de gen bugetare participativă nu mai este o inovație, nu știu dacă o să vă rog să ridicați mâna, cred că o să fie foarte puține mâini ridicate din acei care n-au auzit ce asta buget participativ sau n-au participat inclusiv la implementare. Mai sunt instrumente pe care noi le numim asamblee cetățenești și sunt deja folosite foarte larg. Noi am lucrat, de exemplu, primăria Parisului, Amsterdamului, care folosesc acest instrument. Se ia un eșantion reprezentativ de cetățeni, spre exemplu, 100 de cetățeni, reprezentând 100% din populație și ei trebuie să respecte exact proporțiile. Câți tineri, câți bătrâni, câți pensioneri, câți migranți, câți băștinași, câți femei, bărbați, adică toate aceste proporții și li se dă tot felul de întrebări unde îi roagă să ajungă la un consens, să ia decizii în beneficiu comunității, astfel creându-se această reprezentare. Mai este un instrument pe care noi
visăm să-l putem curând implementa în Moldova, se numește Consens Online. El deja se bazează mai mult pe instrumente de inovație, machine learning, artificial intelligence, unde cu ajutorul algoritmilor se ajută populația să vină la un consens în proporție de 80%. Dăm bani pentru spital sau facem drumul sau investim în campanie antifumat ca să nu mai avem atâți oameni bolnavi, de exemplu, și să investim în spitale. Asta ar fi filozofia asta. Bun, plictisindu-vă cu toată această informație, eu cred că o să închei aici. Vreau să vă invit, sper să pot sta până la urmă, după asta, dacă mă mai vedeți la pauză de cafea la asta apropiați, vreau să vă cunosc pe cât mai mulți. Am zis, în următoarele 80 luni avem un program în 10 raioane, o să fiu bucuros să vă povestesc mai mult și să vedem dacă putem coopera în continuare în asta. Mai vreau să zic anumite remarci de reformă administrativ-teritorială care se discută de vreo 12 ani, dar din păcate domnul Udrea deja a plecat și nu o să ne audă, dar poate reușim să comunicăm cu voi, pentru că cred că anume astfel de asociații, la firul ierbii, ar trebui să fie implicate în discuțiile despre cum ar arăta o eventuală reformă, descentralizare financiară și tot așa. Cu asistența plăcută Mihaeli, o să rog să pornească video. Video care urmează este doar, arată un mic proiect pe care noi l-am susținut în Cimișlie, în cadrul programului care v-am zis că tocmai s-a încheiat. Acest proiect a fost premiat în cadrul galei bunilor practici făcut anual de delegația Uniunii Europene, așa că cer scuze din start donatorilor că o să fie logo-ul altui donator, dar cred că doar se încurajează chestia asta. Da, vă rog, vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Alexandru, și despre reformă cu siguranță vom mai avea platforme să discutăm. Astăzi constituim Alianța Asociațiilor de Băștinași. Așa arată acum aleea centrală din orașul Cimișlia, după o amenajare capitală la care au pus umărul mai mulți actori cheie locali. Eu mă duc 20 de metri, mă așez, dar așa unde? Chic jos! Trece un cunoscut și ies așează, vorbim. Chiar câteodată nici nu vrei să te ridici de pe ele, aici e umbră, poți sta, aștepta pe cineva, poți să te odihnești și eu cred că a schimbat fața orașului. Această alee este minunată și este locul unde te simți perfect. E frumos aici, în orașul Cimișlia. Amenajarea aleei a fost posibilă datorită Asociației Europene pentru Democrație Locală, ALDA, care a mobilizat oamenii, societatea civilă și autoritățile pentru a pune umărul la dezvoltarea orașului Cimișlia. Au fost instalate 20 de bănci stradale, 20 urne pentru deșeuri, plus două panouri informative care folosesc pentru transparența activității primăriei. Scopul nostru este de a duce cetățenii mai aproape de autoritățile locale pentru a dezvolta comunitatea. Dacă nu a fost generosul suport a Uniunii Europene, nu ar fi implementat acest proiect. Tot ALDA a mobilizat comunitatea pentru a restabili frumusețea unui alt loc simbol de aici, popasul Vatra Cimișliei, pe care autoritățile și activiștii din localitate l-au transformat într-o adevărată bijuterie turistică. A fost ridicat în 2005 acest obiectiv și din 2005, deci nu mai avut nici reparații, nici nimic, el a fost numai deteriorat. Am făcut un apel către cimișlieni și oameni de bună credință și am fost foarte plăcut mirați când, într-adevăr, au dat răspuns foarte mult și au contribuit la toată construcția asta. Cu ajutorul echipei ALDA, în Cimișlia au fost amenajate mai multe terenuri de joacă pentru copii. A fost creată o zonă de odihnă activă pentru tineri, iar cetățenii au fost încurajați să implementeze inițiative civice. Importanța conlucrării dintre primăria orașului Cimișlia și societatea civilă, organizațiile obștiești, rezultă soluționarea problemelor comunității, fiindcă acționând fiecare în parte nu se obține rezultatul dorit. Acțiunile fac parte din proiectul Activare Reformei Guvernării pentru Îmbunătățire Dezvoltării, AGRID, implementat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală, ALDA, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Nimic nu se întâmplă de undeva din exterior, schimbarea așa nu se face. Toată schimbarea vine de la oameni și vine dacă vrem noi să o facem. Pas cu pas poți să ai o comunitate cu adevărat durabilă, care se dezvoltă și nu rămâne în urmă.
Mulțumim încă o dată, Alexandru Coica, pentru experiența împărtășită și sperăm foarte mult să continuați acest dialog și după ziua de astăzi cu asociațiile de bărcinași. O cunoașteți cu toții, este primara a localității vestită prin organizarea festivalului AIPROSOP. Eu v-am întrebat localitatea. Într-adevăr, desigur, și președinta Congresului Autorităților Locale în Moldova, doamna Tatiana Badan, aveți cuvântul. Microfon. Dragi prieteni, vă salut pe toți aici cu un alt respect față de toți cei prezenți aici, pentru că de fapt vă cunosc pe toți și mă bucur să mă regăsesc aici împreună cu dumneavoastră la un nou început. Aș vrea mai întâi să salut aceste două evenimente, de fapt astăzi organizate aici, pentru că în viziunea mea și în viziunea colegilor mei în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, considerăm că este un eveniment prin care noi aducem sentimentul de recunoștință acestui proiect minunat Migrație și Dezvoltare Locală cu sprijinul UNDP-ului și finanțatorilor noștri, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a unui proiect care a derulat cu mult succes în dezvoltarea locală. Vorbesc de dezvoltarea locală pentru că la baza, la temelia unui stat în fiecare țară, totuși, este democrația locală, sunt localitățile noastre și mă bucur că am reușit împreună cu toți partenerii în cadrul acestui proiect, cu echipa Migrație și Dezvoltare Locală, cu Congresul Autorităților Publice Locale, partener plenar în cadrul acestui proiect, să aducem o schimbare și o consolidare a tuturor, în primul rând, în loc comunitățile noastre, prin prisma acestei migrații care a oferit și oportunități de consolidare a tuturora în dezvoltarea locală și anume asociațiile de băștinași, diaspora noastră și partenerii de dezvoltare. Am reușit împreună cu dumneavoastră să dezvoltăm un proiect competitiv. Pentru mine, în calitate de primar, a fost un proiect foarte interesant, deoarece noi toți primarii și asociațiile de băștinași stăteam ochi pe ochi pentru a prelua cele mai bune practici în cadrul implementării diverselor proiecte în cadrul acestui proiect a migrației și dezvoltare locală. Congresul Autorităților Publice Locale a preluat și va continua să sporească și să susțină acest mecanism pentru a încuraja toate autoritățile publice locale să continue să dezvolte aceste și să sprijine inițierea acestor asociații de băștinași. Vin din localitatea Selemet și vreau să vă zic, printre primii în țară în 2004, noi, Selemetul, am creat asociația de băștinași și motivul a fost asociația Baștina. Atunci a fost pentru că eu eram și sunt un primar independent și m-am gândit că este ok pentru satul meu ca această asociație să poată să ne consolideze și mai mult la nivel local, să creăm această bază de date și să putem să cooperăm cu băștinașii noștri de pretutindeni în dezvoltarea comunității noastre și să, sigur, că să ne sensibilizăm în comun pe problemele existente și pe succesele noastre. Am reușit atunci în 2004, ca să continuăm în cadrul acestui proiect, să obținem multă capacitate, să obținem mecanisme și instrumente noi și foarte mult mă bucur că astăzi se creează o alianță și va fi o continuitate a proiectului acestei bune practici și va fi un modul nou care noi foarte mult ne-l dorim,
toți cei prezenți să fie la fel unul de succes și să vină în sprijinul tuturor asociațiilor care sunt, cele care vor adera și cele care se vor crea pe viitor. Importanța este că în cadrul creierii sau susținerii sustenabilității acestor asociații este important să venim, să continuăm, să-i sprijinim în capacitare. Capacitățile sunt foarte importante și îmi doresc ca noua alianță să vină cu practici și cu capacități, consolidarea capacităților asociațiilor cu mai multe instrumente practice, contabilitate, scrierea proiectelor, diverse mecanisme și ele totuși să fie practicabile ca aceste asociații să nu dea mâinile în jos, dar noi să le oferim o continuitate în dezvoltarea lor și aceste timpuri care sunt de criză să ne ofere noi oportunități pentru dezvoltare și, de ce nu, și susținerea morală este importantă, cât pentru noi, atât și pentru diaspora. În localitatea Selimet au fost dezvoltate, asociația noastră a dezvoltat peste 40 sau 50 de proiecte. Din 2016, de când noi avem o cooperare cu, în cadrul proiectului și suntem parteneri a proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, au fost implementate peste 12, cred că, proiecte și a fost o posibilitate pentru că noi, în cadrul acestui program, am reușit să preluăm și să mai vedem inițiative de la alți colegi din alte localități și am venit și noi cu inițiativele noastre și am reușit și mai mult să consolidăm diaspora. Îmi doresc foarte mult ca această nouă structură să ofere posibilități și sigur că să găsim acest parteneriat și cu autoritățile centrale, cu BRD-ul și cu guvernul, să aducem mai mult suflu, deja suport economic, suport în sprijinirea proiectelor de dezvoltare economică locală, prin care băștinașii noștri plecați, diaspora noastră, să aibă o posibilitate mai simplă, mai lipsită de multe birocrații, dar să ofere această posibilitate ca diaspora noastră, venind acasă sau și de la distanță acolo când au rudi rămase în localități, își poate dezvolta economic o afacere. Fără o economie, noi nu o să putem să veritabilă, noi nu o să putem să mergem înainte și nu o să putem să implementăm multe proiecte. Îmi doresc foarte mult continuitatea și sigur că îmi doresc că astăzi încă o dată să aduc în numele tuturor recunoștință înaltă Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare Guvernului Elvețian și aș vrea chiar mult să transmiteți acest mesaj și vă spun de ce. Pentru faptul că de fiecare dată dumneavoastră totuși ați venit și v-ați acomodat după tradițiile specifice Republicii Moldova și problemele care erau în cadrul proiectului. Nu ați venit cu mare birocrație, dar cu foarte multă înțelegere. Și dacă să vorbim de AIPROSOP, eu vreau să vă mulțumesc tuturor, pentru că și asociațiile de băștinași, toți ne-ați susținut în acest proces, vreau să vă, în acest proiect minunat și ați venit, majoritatea ați fost oaspeți ai localității noastre, a festivalului acesta, care de fapt ne-a unit și mai mult. Și vreau să vă spun că și acest proiect al nostru a fost susținut de Agenția Elvețiană și atunci când a fost mai greu în organizarea festivalului AIPROSOP în 2018, grație Guvernului Elveției, a fost de fapt o salvare în organizarea acestui eveniment și având un pic experiență și eu în proiecte, vă spun că a fost foarte simplu și parcă a venit Dumnezeu în casa noastră și ne-a ajutat atunci când a fost mai greu și eu încă o dată exprim recunoștință. Ne dorim acum toți împreună să avem o continuitate. Continuitatea depinde de noi toți. Și atunci când avem această unitate, atunci reușim împreună să dezvoltăm proiecte și foarte mult îmi doresc ca la nivel local, democrația locală, să fie sprijinită
de toți partenerii, inclusiv de autoritățile centrale, prin politicile sale și să oferim autonomie și descentralizare. Sănătate! Vă mulțumim foarte mult, doamna Badan, și mult succes și dumneavoastră în continuare în toate inițiativele pe care le începeți. Dragi prieteni, echipa proiectului a pregătit pentru fiecare dintre voi astăzi un material video special. E un material video în care vă invităm pe fiecare dintre voi să vă regăsiți. Pentru că acolo veți vedea poate imagini cu localitatea dumneavoastră, poate imagini cu unul dintre vecinii dumneavoastră, dar și o informație la final de proiect să vedem unde am fost și unde am ajuns. Haideți să ne aplaudăm pe noi toți, pe voi în primul rând, care ați parcurs acest drum și nu ați ajuns nici de cum la capăt. Cred că nici la jumătate nu sunteți. Sunteți de acord? Acum a venit momentul să facem ceea pentru ce ne-am adunat astăzi, să constituim Alianța Asociațiilor de Băștinași. Această parte a evenimentului va fi moderată de Aliona Țurcan, expertă în cadrul Centrului de Instruire și Consultanță Organizațională,
CICO, jurist de formare specializată în domeniul dezvoltării instituționale și consultingului organizațional. Până ajunge Aliona, iată, colegii mei mi-au spus între timp că sunt deja 35 de asociații de băștinași care au semnat memorandumul, 37. Crește numărul, înțeleg că oamenii se uită live la noi și oamenii continuă să vină la evenimente. Haideți să încercăm și așa o modalitate. Aliona, mult succes, te rog, folosește microfonul. Da, mersi mult, Mihaela. Bună ziua tuturor! Îmi place să vă văd, majoritatea ne cunoaștem și îmi place foarte mult să particip la acest eveniment, la care vreau să cred că am avut și eu o contribuție. Ați spus de licitație, bă nu, că este un pas foarte bine gândit, deoarece acestui eveniment au precedat adunări, ședințe, decizii asumate, deci nu a fost un pas așa impulsiv și la un live. Deci oamenii care au venit aici să facă, să pui baza unei alianțe, unei rețele de ADB-uri, au făcut-o conștient, înțelegând ce înseamnă că a fi membru a unei astfel de alianță nu înseamnă doar drepturi și accesibilitate la proiecte și vizibilitate mai mare, dar înseamnă și obligații și înseamnă și mult, mult lucru, ceea ce colegile mele din staff și colegii din staff pot să spună cu certitudine. Deci, la moment, vreau să spun că avem conform listei 37, da, Tatiana? 37 de asociații de băștinași, asociații, organizații neguvernamentale, deoarece 38. Mai este cineva care a adus procesul verbal în sală și nu a fost trecut în, prin secretariat să semneze memorandumul? Mai avem cineva? Mai avem un proces verbal? Stimați colegi! Deci vă rog mult, cei care au adus procesele verbale, care au semnat memorandumul, la masa secretariatului sunt niște cartonașe, vă rog frumos să demonstrați unul cu care o să votați, deoarece avem un proces de formalizat. Și uitați-vă, colega mea Maricica, vă rog frumos să vă ridicați să demonstrați. Vă rog să vă convingeți că fiecare reprezentant al asociațiilor care sunt membri, potențialii membri ai alianței, au acest cartonaș cu care să voteze, deoarece voturile o să le numărăm conform cartonașilor. Cei care nu au cartonașe, nu îi luăm în considerație. Ați înțeles? Deci, stimați oaspeți, vă rog, fără supărări, nu vă dăm cartonașe pentru vot. Așa. Bine, dacă ne-am clarificat cu cartonașele și cu chestiile tehnice, deci haideți să vedem dacă suntem gata să procedem, să facem primul pas pentru constituirea acestei entități pe care noi ne-am dorit-o de la început, informală. Și aș vrea să vină cu o scurtă prezentare a alianței. Colega mea, Maricica Proca, vă rog. Mulțumesc. Deci, după cum spune înțelepciunea populară, nimeni decât cei care au stat la baza creierii asociațiilor de băștinași nu este mai interesat în creșterea și dezvoltarea noastră. Zic a noastră pentru că reprezint și eu asociații. Ne-am simțit foarte bine în familia migrație și dezvoltare, programului Migrație și Dezvoltare Locală. Nu vorbesc numai eu despre acest moment și cunoaștem că sustenabilitatea și continuitatea unui proiect trebuie să se înfăptuiască. De aceea dorim să creștem mai departe cu aceleași
înlesniri care le-am avut și până acum. Vorbesc despre faptul că administrațiile publice locale nu dispun în măsură de, după cum s-a mai menționat și la ședințele anterioare, de forță umană, pe alocuri de buget și așa mai departe. Noi, asociațiile de băștinași, am demonstrat că putem să fim o forță și parteneri de nădejde. În continuare, vrem să facem parte dintr-un grup care să ne ajute să creștem. Avem nevoie și certitudinea că acest grup creat în primăvara acestui an, care reprezintă alianța și sperăm că în continuare va oferi asistență juridică, schimb de experiență, vizite în țară și peste hotare, ne va reprezenta pe noi ca o voce unitară, atât la nivel local, deja am câștigat încrederea, dar și la nivelul țării. Sunteți de acord? Deci ne bucurăm și vrem să creștem și exponenții noi, asociațiile de băștinași, vrem să continuăm în același ritm și, de ce nu, în pas mai alert. Ne dorim să creștem, de aceea punctul sau locul elocvent unde am dorit să ne reunim, uniți pentru acasă, uniți în alianța de băștinași. Mersi mult! Deci eu vreau acum să facem, avem o oră, ați obosit deja eu ca și trainer, vreți să vă mișcați Oleg, un pic? Deci vreau să rog să se ridice în picioare reprezentanții asociațiilor de băștinași și organizațiilor și membrilor grupului de inițiativă. Deci cei delegați vreau să vă ridicați în picioare ca să vă văd, deoarece eu o să trebuiască să număr voturile. Vă rog frumos să vă ridicați. Wow! Deci, stimați oaspeți, puteți să vedeți, avem o prezență foarte frumoasă. Mersi mult, așezați-vă, vă rog mult. Și, cum am spus, deoarece avem o chestie formală, deci cine este pentru a constitui Alianța Asociațiilor de Băștinași, vă rog să votați. Așa, cineva nu are cartonaș? Nu sunteți de la ADB și nu aveți cartonaș? Vă rog frumos, doar cartonaș, eu număr doar cartonașele. Mersi, mersi, gata, li dăm jos. Este cineva împotrivă? Ok, nu sunt. Înseamnă că unanim, vă rog secretariatul să consemneze. În continuare, avem de discutat un pic asupra regulamentului alianței, da? Deci deja ne-am constituit, deja putem să vorbim ca despre o alianță constituită. Deci regulamentul, la fel ca și memorandumul pe care l-ați semnat acum când ați venit, ați avut, nu știu, care o lună, care mai bine de o lună, timp ca să examinați aceste documente care stau la baza constituirii și funcționării deja alianței. Ați avut timp să veniți cu propuneri, sugestii, au fost toate cele propuse luate în considerație și modificate documentele conform sugestiilor care au parvenit. Și acum haideți să facem un pic o trecere în revistă a regulamentului. Sper să nu vă plictisesc foarte mult, da? Deci nu am făcut o prezentare special, deoarece fiecare din dumneavoastră a primit aceste acte și le-a văzut. Dacă nu le-ați văzut, înseamnă că este o problemă din partea dumneavoastră. Așa deci, regulamentul. Regulamentul de organizare și funcționare, acel statut, acel document constitutiv al alianței, care ne oferă informație, în primul rând, despre statutul alianței. O entitate non-formală, am spus și în turneul asociațiilor de băștinași și la diverse evenimente,
După consultările cu domniile voastre, am ajuns la concluzia că încercăm cu o entitate neinstituționalizată, da? Deci nu avem statut juridic la început, să vedem o jumate de an cum ne merge, dacă mai trebuie ceva schimbat, dacă mai trebuie revăzute anumite obiective, anumite modalități de activitate, și de asta am spus că rămânem cel puțin câteva luni într-o formulă neinstituționalizată. Deci Alianța nu are personalitate juridică la acest moment și nu o să aibă până când nu considerăm noi, cei care o constituim acum, că avem nevoie de această personalitate juridică. Viziunea Alianței că până la mijlocul anului 2023 avem o rețea consolidată cu personalitate juridică care întrunește în calitate de membru cel puțin o treime din ADB-urile din țară cu competență și abilități de a atrage noi membri și a servi ca și pol de atracție. Deci ADB-uri în țară avem așa 160, da? Mai mult de jumătate din ele sunt înregistrate ca și persoane juridice. La 40 și un pic de procente sunt ca și grupuri de inițiative. Deci, la moment, Alianța este deschisă inclusiv pentru grupurile de inițiativă și avem în sală reprezentanți ai grupurilor de inițiativă, deci persoane neinstituționalizate, fără personalitate juridică. Deci, la fel în regulament găsim scopurile și obiectivele pentru care a fost constituită Alianța, găsim structura organizatorică formată din adunarea generală, un comitet de coordonare, președinți și un secretariat care o să ducă povara de persoană juridică reprezentante a Alianței. Alt capitol din regulament este destinat membrilor și posibilității de a deveni membru, da? O procedură care va fi diferită de asta care dumneavoastră sunteți la bază, sunteți constituienții Alianței, da? Fondatorii, dacă să spunem nivel juridic. Deci, ulterior, procedura va fi alta, va fi prin Consiliul de prin Comitetul de Coordonare. Și pentru că avem nevoie de foarte multă comunicare, am inclus în regulament și un capitol referitor la comunicare și vizibilitate. Deoarece fără comunicare noi în cadrul asociațiilor de băștinași am înțeles că, virgulă, comunicarea este o chestie foarte importantă și la atragerea de fonduri, și la atragerea de membri, și la atragerea de susținători. Deci comunicarea, o comunicare corectă, atât între membrii Alianței, atât și în exterior, ne face să fim mai buni și mai competitivi. Deci, asta fiind spuse, vreau să vă întreb dacă cineva a mai venit de acasă cu careva propuneri sau sugestii la textul regulamentului. Sunt propuneri? Obiecții? Nu. Bun. Atunci se propune de a vota regulamentul așa cum a fost prezentat și așa cum l-ați examinat dumneavoastră. Varianta finală a fost transmisă cu vreo săptămână, jumate, două. Așa, cine este pentru, rog votați. Cine este, mulțumesc. Cine este împotrivă? Nu este nimeni. Vă felicit, stimați colegi și colege, că avem deja și un regulament al Alianței. Așa. Ne felicităm reciproc. Bun. În continuare, deoarece am vorbit despre structura organizațională, avem de ales doi președinți. De ce doi? Păi asta a fost cumva raționamentul că avem un președinte care reprezintă Alianța și este responsabil de comunicarea cu diaspora și avem un președinte care
lucrează în țară și este responsabil de comunicarea cu organizațiile din interiorul țării și cu noii membri. Deci acest președinte de țară, l-am numit președinte de diasporă și președinte de țară, da? A fost propunerea domniilor voastre pentru ca să facem această delimitare și care ulterior, deci atunci când o să avem o alianță persoană juridică, deci președintele de țară va trece la postura de director executiv sau administrator al acestei alianțe. Deci președintele responsabil de diasporă sau de cooperarea cu diaspora, deci este și președintele comitetului de coordonare. Președintele pe țară are funcții executive. Așa că acum propun, deci este o structură pe care am agreat-o în mai multe întâlniri și discuții și am spus că este bine. Nu sunt obiecții acum. Nu sunt. Ok, dacă cineva are obiecții, deci toate obiecțiile și toate sugestiile, ridicați cartonașul și eu vă văd, avem o sală nu prea mare și eu îi văd pe toți. Șochilarea. Așa, dacă nu sunt, eu vă rog propuneri pentru președintele de cooperare, responsabil de cooperarea cu diaspora. E cam greu aia denumirea, dar ca să facem delimitare, asta o să fie. Deci președintele responsabil de cooperarea cu diaspora, președintele Consiliului de Comitetului de Coordonare pe care o să-l alegem ulterior. Vă rog mult! Da, vă rog. Am impresia că microfonul e închis. Sau vi-l dau eu pe acesta la alt, domnule Chivriga, și atunci sigur merge. Mersi. Colegii care reprezintă mai multe asociații de bășenași, printre care Mihăileni, Ciulea, Cotiujenii Mari, Cobâlea, propun pentru poziția, funcția de președinte pentru diasporă, candidatura doamnei Victoria Danford. Rugăm ca să susțineți acest demers al colegilor. Mersi. Doamna Victoria, deci doamna Victoria, vă rog așa, vă rog frumos să ne spuneți dacă sunteți de acord cu această propunere, deoarece, stimați colegi, pe toți care sunt nominalizați, o să-i întreb dacă sunteți de acord că nu putem să facem, este democrație. Da, doamna Victoria, vă rog. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru încredere și propunere. Sunt onorată să fiu propusă pentru această funcție. Sper să, în continuare să conlucrăm cu diaspora. Mi-aduc aminte în 2015 când numai s-a pornit programul Migrație și Dezvoltare. Eram la început de cale și eu deja aveam vreo 3 ani în Republica Moldova și era foarte greu să conlucrez pe atunci cu mulți din primari. Și când am văzut acest program, parcă a venit un gând de aer curat, ceva proaspăt. Programul Migrație și Dezvoltare nu doar a realizat, dar a adus mult mai multe realizări decât au fost preconizate și o să fiu onorată să reprezint această alianță. Alianța va trebui să funcționeze la un nivel și mai înalt. Vom crește împreună. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Victoria! Deci, mai avem alte candidaturi? Nu-s. Bun. Deci, cine este pentru candidatura doamnei Victoria Danford în calitate de președinte responsabil de cooperarea cu diaspora? Așa? Nu, doamna Silvia, nu consider votul. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este împotrivă? S-a abținut? Unanim? Doamna Victoria, felicitări! Cu această responsabilitate, da? Așa, mulțumesc! Acum următorul președinte pe țară sau președintele executiv. Dați-mi voie să-l numesc președinte executiv. Vă rog, da, microfonul ca să audă toată lumea. Stimați colegi, sunt și membru Asociației Baștină din Silimet, am tot dreptul juridic.
și am fost la baza fondării, creierii asociației și de asta am vrut să zic ca să înțelegeți de ce am dreptul să propun. Ba aveți, da. Ba aveți dreptul. Deci noi propunem pe doamna Anastasia Rusu să sublinească, să execute această funcție nobilă și responsabilă, nu că este din Cimișlia și eu sunt din Cimișlia, dar vreau să vă zic, Anastasia pe deplin merită și are toate capacitățile, cu siguranță vreau să vă zic, pentru a exercita această funcție. Anastasia este o persoană cu capacități, cu experiență și cred că cea mai nobilă calitatea Anastasiei, pentru că ea este foarte bună, este deschisă cu toată lumea și cred că se oferă mai mult oamenilor decât și pentru ea însăși. Deci aceasta vreau să vă zic cu certitudine și cu tot respectul. Și sigur că am același respect și față de doamna Victoria. Mulțumesc mult, Anastasia. Vă rog, luați microfonul și spuneți dacă sunteți de acord în primul rând. În primul rând aș vrea să salut pe toată lumea și să spun mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase și pentru toată încrederea pe care se acordă. Sigur că sunt de acord și în primul rând aș vrea să spun mulțumesc celor 37 de asociații. 38? Nu! Cred că până la finele zilei vom fi mai mulți. Aș vrea să mulțumesc pentru încrederea cu care ne-au investit pe noi, cei din grupul de inițiativă, și pentru încrederea care mi-o acordă acum, în acest moment. Cu siguranță, uniți, pentru acasă, suntem mai buni. Mersi mult, Anastasia. Alte candidaturi la funcția de președinte pe țară, președinte executiv, autopropuneri, cineva crede că face mai bine? Nu? Așa. Bun, cine este pentru ca doamna Anastasia Rusu să fie numită președinte de pe țară? Așa, bun. Mersi. Cine este împotrivă? Vă rog, s-a abținut. Unanim, doamna secretar a ședinței. Mersi. Deci următorul organ pe care trebuie să-l alegem este Comitetul de Coordonare. Deci, atribuțiile Comitetului de Coordonare le găsim în capitolul 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare. Și după multe discuții am ajuns la cifra de 11 persoane. Este discutabilă cifra, din punctul meu de vedere este cam prea mult. Un organ ca să fie lucrativ, cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Deci, pentru cei care vor să acceadă în acest organ, vreau să menționez, deci că este, în primul rând, competențele, da? Sunt cele de elaborare a politicilor, de adoptare a deciziilor în numele Alianței, de a aproba declarațiile și alte documente ale Alianței, de a stabili modul de lucru și termenii de referință pentru implementarea proiectelor elaborate în cadrul Alianței și fiecare membru al Comitetului de Coordonare va avea câte o direcție de activitate de care va fi responsabil și pe care deci și de implementarea căreia va fi pasibil de responsabilitate în fața dumneavoastră a adunării generale. Și luați în considerație că cele 39 de asociații este doar începutul și eu cred la sigur că o să mai avem cel puțin încă atât. Deci pentru ca să elucidăm mai mult atribuțiile și competențele Consiliului. Doamna Strălciuc? Bună ziua!
Domni, în primul rând eu aș vrea să felicit pe doamna Victoria Danford, pe doamna Anastasia Rusu cu această misiune, dar și responsabilitate foarte mare și sigur că aceste două doamne alese deja în calitate de președinți au nevoie de un comitet de coordonare, de o echipă de lucru foarte serioasă și foarte consistentă. Spuneau antevorbitorii că programul Migrație și Dezvoltare Locală, programul PNUD, Elveția Migrație și Dezvoltare Locală, se implementează deja mai mult de 7 ani. Deci avem o experiență destul de avansată, avem instrumente de lucru cu asociațiile de băștinași foarte bune, avem un parteneriat dezvoltat cu autoritățile publice locale. Sigur că la această etapă, creând alianța asociațiilor de băștinași, noi facem acest lucru asigurând un element de durabilitate. De aceea, în cadrul acestui comitet de coordonare, ar trebui să propunem persoane și sau persoane care reprezintă asociații de băștinași cu o experiență foarte relevantă în acest domeniu. Deci, până la etapa dată, nu doar au fost create instrumente de lucru a asociațiilor de băștinași, instrumente de cooperare, totul s-a făcut sub ghidarea programului Migrație și Dezvoltare Locală la un nivel foarte înalt de profesionalism. Și de aceea cerințele pentru cei care vor fi în comitetul de coordonare de asemenea sunt ca să respecte și să satisfacă același nivel înalt de profesionalism. Ce aș vrea să menționez? Sigur că ar fi bine ca comitetul de coordonare să fie unul reprezentativ. Să avem reprezentanți, să avem persoane din mediul rural, să avem persoane din mediul urban, să avem reprezentanți din ADB-uri, dar să avem reprezentanți și din administrația publică locală, fiindcă APL-urile sunt partenerii noștri de bază, împreună avem aceeași misiune să dezvoltăm localitățile. Și cred că nu putem să-i luăm pe toți 39, da? În comitetul păi, de coordonare. N-ar fi rău, dacă toți 39 și-ar asuma câte o responsabilitate, câte o direcție, că avem... Ar fi mai simplu, avem, da? Unde, da, că, deci, activitățile și direcțiile de activitate a Alianței Asociațiilor de Băștinași sunt interminabile, cred eu, ca și dezvoltarea comunității. Așa că... De acord, deci sigur că ne dorim astăzi să alegem o echipă cea mai motivată, care să-și asume la această etapă o responsabilitate și un angajament destul de înalt, care este gata să depună efort, timp și muncă voluntară pentru această alianță. Deci prima etapă pentru noi, acum etapa neinstituționalizată, este foarte importantă. Este ca un test, da? Un test de rezistență. După aceea noi o să ne înregistrăm. Respectiv, ne dorim foarte mult ca în acest comitet să propunem persoane din asociații care au experiență foarte relevantă, au cel puțin 5 proiecte implementate, au resurse financiare atrase mai mult de 1 milion, au experiență în campanii de colectare de fonduri organizate online, da? Crowdfunding, offline. Au experiență foarte relevantă de cooperare și atragerea diasporei. De fapt, eu știu că toți suntem așa, toate asociațiile sunt așa, dar oricum astăzi trebuie să luăm niște decizii. Și folosindu-mă de această ocazie, eu aș vrea să propun primele 3 persoane care vor reprezenta 3 regiuni, regiunea Nord, Centru și Sud. Deci vreau să propun în calitate de membru în comitetul de coordonare pe doamna Nadejda Fazlă, care este administratoarea Asociației Cahulenii Reuniți din municipiul Cahul. Nadejda va reprezenta alianța, va reprezenta regiunea de sud sau va fi responsabilă de regiunea de sud în cadrul alianței. Da, o să întrebăm, deci vă rog frumos cei propuși să ridice și să-și manifeste acordul sau dezacordul, că dincolo de propuneri mai sunt cineva, poate nu vrea, da? Nadejda, mersi. Ești de acord? Așa, noi da. Noi avem toată încrederea că o să fie tot bine, la sud și în toată țara. Mulțumesc! În continuare vreau să o propun pe doamna Daria Gonța, care reprezintă Asociația Băștinașilor din satul Lugănești. Doamna Daria va coordona cu activitatea Alianței pentru Regiunea Centru. Doamna Daria, Aliona, întrebare? Da, vă rog. Ne silită din nimic.
Da, mulțumim. Da, mersi. Ok? Deci o să încercăm acum să operăm și microfonul. Da. Da. Atmosfera. Doamna Silvia, mai vezi, da, noi așa suntem ca o echipă. Nu, vedeți că nu prea avem așa mari chestii de oficialitate, cu toate că avem înalți oaspeți, deci ne-am deprins cumva să lucrăm într-o echipă, să glumim, să ne cunoaștem foarte bine de asta. Să transmite live, Aliona. Da, și băi, și dacă se transmite live, asta este. Ok, asta înseamnă o atmosferă caldă, prietenoasă, confortabilă de lucru. Și ultima propunere, deci vreau să o prezint și să o propun pe doamna Ludmila Țurcanu, Asociația Obștească Băștinașii din Pelinia, care va reprezenta regiunea Nord în cadrul Alianței. Așa? Mă duc să transmit microfonul. Da, duci să mergi și transmiți microfonul deja. Da, bună ziua, vin din nordul Moldovei și sigur că sunt de acord să reprezint această alianță. Okay. Mersi. Nu numai să reprezentați, că Comitetul de Coordonare nu are competențe de reprezentare, are competențe de lucru, stimați domni și doamne. Așa că de lucrat, nu de reprezentat. Da, mersi. Eu ne-am terminat misiunea, trebuie să transmit microfonul. Cine propune următoarele candidaturi? Cine mai este cu propunerea? Avem trei candidaturi. Doamna Tatiana, ați notat? Așa și una, cum am spus, una din oficiu, avem candidatura doamnei Victoria Danford în calitate de președinte, care este din oficiu membru al Consiliului de Coordonare. Deja vreți, nu vreți, ați fost de acord să fiți președinte, deja mergeți și mai departe. Da, vă rog! Bună ziua! Noi, cei de la CALM, sigur că am văzut pe parcursul implementării acestui proiect frumos de 8 ani, fără un parteneriat veritabil între administrația publică locală și diasporă, nu se întâmplă nimic, doar când aceste două structuri sunt împreună, atunci au lucruri frumoase. De aceea, în Consiliul Coordonator, noi propunem trei persoane din administrația publică locală care să vină cu acel suport pentru această alianță și să aducă acea plusvaloare, să aducă punctul de vedere a autorităților locale, să spună care sunt lacunile și unde să poată ajuta această asociație să meargă înainte și să vină cu sfaturi bune, cu sfaturi care o să fie foarte utile în activitatea de viitor. Sunt foarte mulți doamne și domni primari în această sală care merită să fie în acest consiliu. Toată lumea a implementat proiecte multe, corespund acelor rigori enunțate și de doamna Silvia, care au loc și față de asociațiile de băștinași, dar și față de administrația locală. Cu multe proiecte diverse, din domenii diferite, atât economice, sociale, investiționale și așa mai departe, astfel propunem. Domnul Boaghe Leonid, de la Sireț, vă rog mult să vă ridicați, domn primar de Sireț, mersi. Sunteți de acord sau nu stați, doamna Irina, vă rog frumos, sunteți de acord sau nu? Că aici e dobrovolnă. Da, sunt de acord. Așa. Mersi mult pentru propunere. Mersi. Doamna Angela Babi de la Cobâlea. Doamna Angela, aha. Da, sunt de acord și mulțumesc mult pentru încredere. Vom reprezenta și vom lucra. Mersi. Mersi mult. Și nou, în ultimul rând, doamna Maria Galeț de la Sărata Veche. Mulțumesc frumos și eu pentru încredere și sperăm că să ne folosim toate abilitățile, cunoștințele, practicile noastre care le avem în administrația publică și în combinație cu asociațiile de băștinași să creăm ceva frumos, util și pentru localitățile noastre împreună cu băștinașii noștri acasă. Să le dezvoltăm în continuare frumos și așa cum știm noi, gospodărește. Mersi mult, doamnelor și domni primari. În continuare mai avem încă 5 persoane de ales, da? Nu, mai avem încă 3 sau 4. Încă 4, da. Eu vă mulțumesc tare mult și pe această cale vreau să mulțumesc și CALM-ului, deci pe care l-am avut alături ca și partener întotdeauna, și în programul DAR 1+3, și în programul MIDL, și să mulțumesc și celor
primarilor prezenți și care nu sunt prezenți, dar care au fost totdeauna alături de asociațiile de băștinaș și care cumva au participat, au fost deschiși pentru colaborare, au pus umărul pentru asta. Avem foarte multe evenimente în spate unde au participat și primarii alături cu asociațiile de băștinaș, unde au lucrat împreună, unde au venit cu recomandări, unde au venit cu ofuri și cu supărări pe care am putut să le depășim, că asta necesită un proces de lucru, așa, și încă o dată calmului pentru suport și pentru deschidere și pentru atitudine prietenoasă. Chiar mulțumesc, întotdeauna am avut parte de asta. Mersi! Așa, și deci mai avem încă 4 candidaturi, încă 4 locuri vacante. Vă rog, cine? Da, doamna Anastasia, aveți și microfon, ok. Stimați colegi. Nu știu, prieteni. Da, luați-l pe ăsta, că ăsta lucrează, cum spunea Mihaela, lucrează. Stimați colegi, dragi prieteni, pentru că cu adevărat programul Migrație și Dezvoltare Locală ne-a adunat pe toți și suntem deja ca o familie și suntem prieteni. Noi, eu aș propune pentru, în calitate de membri în cadrul Consiliului, în rândul colegilor cu care am colaborat, care au succese frumoase, performanțe, și aș vrea să menționez aici pe domnul Vasile Zaharia, administratorul Asociației de Băștinași Sipoteni, care are reușite frumoase, atât în calitate de localitate gazdă, care pentru voluntari și într-un domeniu destul de nou, inovativ, care este și la Selemet și la Sipoteni, merge vorba despre pompieri voluntari. Cu siguranță vom replica probabil acest model și pentru alte asociații acolo unde va fi nevoie și va fi solicitare. Domnul Vasile? Da. Așa să fie. Mersi mult. Cred că mulți din noi știu cât este de important să ai la momentul potrivit pe cineva care are o experiență, o practică foarte bună într-un domeniu vast, anume în domeniul legislativ, sau ceva mult mai util și interesant din domeniul Camerei de Înregistrare și Comerț, atunci când noi avem multe ofuri și păsuri de spus. Îl propun în calitate de membru al Consiliului Coordonator, domnul Mihai Bâlbă, reprezentantul Asociației de Băștinași de la Edineț, care ne va fi acel pilon de încredere atunci când vom avea nevoie în acest domeniu. Domnul Mihai? De pe loc, dar spuneți dacă sunteți de acord. Așa. Sigur că așa o echipă, în curte cu noi ședinți care au fost aleși, o să dezvoltăm asociația Alianța, asociațiilor de băștinaș, așa ca să ne mândrim peste un an, doi și mult mai înainte. Mulțumim de drogă. Mulțumim. Mersi. Mulțumim, domnul Mihai. Și cu siguranță este, se simte necesitatea să avem o tentă de juniori, pentru că tot ceea ce facem nu am putea realiza dacă nu am avea juniori alături de noi. Aici aș vrea să o propun pe Teoctista Colța. Este un junior activ și foarte responsabil și de curând a fost persoana care ne-a asigurat acea comunicare în cadrul echipei noastre. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru încrederea oferită și aș vrea să spun un pic de ce este important ca în Consiliul de Administrare ale Alianței să fie și un junior. Probabil auzim frecvent această ipoteză în societate că, datorită secolului tehnologizării, tinerii cumva sunt neglijenți și uneori chiar irresponsabili față de problemele locale. Iar noi, tinerii, încercăm să combatem acest mit și, de fapt, să demonstrăm că ne pasă de tot ce este drag și înseamnă acasă.
Evident, acest argument trebuie să fie susținut de exemple, exemple veridice și nu doar de cuvinte. Nu voi staționa prea mult la acest subiect, fiindcă cred eu că este evident că acțiunile precum salubrizarea și plantarea pomilor organizate anual, mai nou marcarea traseelor turistice, anumite acțiuni de caritate organizate cu prilejul sărbătorilor și, de asemenea, implicarea nemijlocită în organizarea diferitor festivale, dar și a zilei diasporei, nu ar putea fi posibile fără implicarea noastră. Fără implicarea tinerilor, care deja avem o experiență vastă și în cadrul asociațiilor de băștinași am reușit să primim competențe fertile pe care acum suntem gata să le valorificăm și să le punem în aplicare la un nivel mai înalt. Probabil v-ați întreba care ar fi corelația dintre Consiliul de Administrare, tinerii juniori, dar și activitățile locale. Răspunsul pare a fi evident. Noi fiind o forță motrice, dornici de schimbare, evident că suntem mai aproape și înțelegem în profunzime problemele și necesitățile sătenilor noștri. Respectiv, am votat și am aprobat soluții ce ar permite asociațiilor de băștinași prezente astăzi la eveniment să implementeze proiecte ce ar soluționa și ar duce la crearea unui mediu sigur în fiecare localitate. Datorită faptului că noi, tinerii, suntem plini de experiență, de entuziasm și idei noi, așa cum ne cunoașteți mereu, evident vom aduce alianței ceva nou, ceva care îi va permite alianța să se dezvolte multilateral, în special în ceea ce privește de colaborări și parteneriate. Și, evident, datorită faptului că suntem dornici de a face acea schimbare... Și microfonul e aproape. Da. Acea schimbare, evident, putem aborda anumite subiecte din anumite viziuni și perspective. Acest lucru cred că este o latură unică a generației noastre, dar care ne reunește și face ca Republica Moldova, o țară mică, dar cu inimă mare, să devină cunoscută în acest ocean universal. Cred că împreună cu Alianța Asociațiilor de Băștinași vom reuși să ne îndeplinim responsabilitățile pe care le avem în calitate de cetățeni ai acestui stat, dar și pentru perpetuarea efortului strămoșilor noștri, și anume dezvoltarea Republicii Moldova. Dezvoltarea și convingerea că, de fapt, și acasă putem avea parte de un viitor prosper. Vă mulțumesc să avem parte de pace și liniște în sufletele și casele noastre. Mersi tare mult! Tare îmi place când asociațiile de băștinași, componenta asta de juniori, trăiește fulminant, aș spune. Da, avem exemple mai multe de succes a asociațiilor de juniori sau a componentei de juniori și iată ați văzut un reprezentant a asociațiilor de băștinași juniori, da, cu ardoare, cu multă energie. Mersi tare mult, Feoctista! Da, doamna Anastasie, mai aveți pe cineva? Nu, asta este tot. Asta era, da? Ok. Mulțumim mult de tot. Deci... O clipă. Este, mai suplinim cu domnul Viorel Cojocaru. Sper că este prezent în această sală. Așa, îl rugăm. Domnul așa. Cojocaru, așa? Da, da, vă rugăm. Este o prezență destul de impunătoare pentru noi și chiar vă rog să acceptați această propunere. Domnul Viorel? Așa să fie. Mersi mult. Așa, mai sunt propuneri? Autopropuneri? Cineva consideră că vrea și să lucreze și are, de, și are energia și ardoarea necesară? Gata? Vă rog frumos, doamna Tatiana, puteți să spuneți lista celor propuși? Și eu știu că am mai făcut exercițiul ăsta. Vă ridicați, vă rog frumos, în picioare toți care au fost propuși. Doamna...
Da, respectiv pentru alegerea comitetului de coordonare au fost propuse 11 persoane și prima persoană a fost doamna Nadejda Fazli pentru regiunea Sud, Daria Gonța pentru regiunea Centru și Ludmila Țurcan pentru regiunea Nord. În picioare să... Da. Și chiar rugămintea noastră este chiar să veniți în față. În față. Da? Cu mare drag. Care este membru din oficiu. Așa. Aliona, microfonul, te rog mult. Suntem live și nu ne auzim live. Contează ca cei care ne urmăresc, inclusiv cei din diaspora, să ne audă. Vă rog, utilizăm microfoanele. O invităm aici la fel pe doamna Babi Angela și pe doamna Maria Galiț. Îl invităm la fel pe domnul Vasile Zaharia, pe domnul Mihai Bâlbă, pe Teo și pe domnul Viorel Cojocaru. Teo Colță, că e tot are un nume de familie. Vă rog frumos, așa, cât suntem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, încă 2 unde-s? Noi avem consiliu, ori nu avem consiliu. Unde-s restul? Mai scurt, am pierdut. Poftim, 11 am citit. Încă o dată, vă rog frumos. Așa. Deci, Nadejda Fazli, Daria Gonța, Ludmila Țurcanu, Victoria Danford este, Leonid Boaghi, Ababi Angela, Maria Galis, doamna Angela? Doamna Angela, unde sunteți? Doamna Babi era afară cu o colegă. Eu, așa? Și domnul Bâlba, și domnul Bâlba l-am pierdut. O ieșit. Deci, așa, mai este și domnul Bâlba. Deci, stimați, mersi, Tatiana, stimați membrii ai alianței deja constituite. În fața dumneavoastră este componența pe care dumneavoastră ați propus-o a comitetului de coordonare care trebuie să lucreze și să ia decizii din numele alianței. Sunteți de acord ca acești oameni, această componență să vă reprezinte în continuare? Cine este pentru, vă rog, votați. Așa, da, mersi. Mersi. Cine este împotrivă? Nu, nimeni împotrivă. Stimați membrii ai deja Comitetului de Coordonare a Alianței Asociațiilor de Băștinași constituiți. Felicitări! Cu încă o responsabilitate pe lângă cele multe pe care le aveți, da? Și vă doresc succes și o activitate cât mai prodigioasă și dați-mi voie să-mi exprim marea speranță că cel puțin în această componență vă vom regăsi și în Consiliul de Administrare al viitoarei alianțe cu statut de personalitate juridică. Mulțumesc mult de tot! Puteți fotografii de grup, de... Da, vă rugăm pentru fotografia de grup, vă rugăm să vă duceți un pic mai aproape, deci, unul de altul. Deci, vă rog frumos mai repede, că noi... Și ne uităm, avem timp, trebuie să facem fotografia calitativă, vă rog, și ne uităm rog la fotograf. Le mai repetăm și după eveniment. Vă mulțumim și felicitări încă o dată. Aliona, merge mai departe, da, în ritm alert. Mersi mult, dar eu văd ceasul. Ok? Deci și ne-a mai rămas ultima întrebare de pe ordinea de zi la constituirea alianței, este desemnarea secretariatului. Deoarece am spus că alianța nu are personalitate juridică, avem nevoie de o organizație cu înregistrată oficial în conformitate cu prevederile legii 86, care să-și asume responsabilitatea de a reprezenta alianța în calitate de persoană juridică. Deci, să deschidă un cont bancar pentru alianță, să-și asume responsabilitatea de a duce contabilitatea și de a raporta inclusiv din numele alianței, să gestioneze cu resursele financiare, administrative și umane ale alianței.
Deci ne-ar trebui o organizație care să poată duce suplimentar cu ceea ce cu responsabilitățile pe care le are și această responsabilitate de a reprezenta alianța. Eu înțeleg că este o chestie nu prea ușoară și de decizie și de decizie administrativă, așa că vă rog autopropuneri dacă vreo organizație este cea care și-ar asuma binevol această responsabilitate, că dacă nu, încercăm să o delegăm cuiva. Vă rog, da, Anastasia? De fapt, se spune din popor că lauda de bine de sine numeroase bine, dar de fapt, cred că tot ceea ce am reușit în calitate de administrator al Asociației Cimișlenii de Pretutindeni, acele resurse finanțate din resurse externe, acele proiecte, acele campanii sociale, tot ceea ce am reușit datorită unei echipe fortificate cu capacități și abilități. Aici mă refer și la acel management financiar eficient pentru administrarea resurselor din cadrul proiectelor și a contribuțiilor. Aici mă refer și la echipa care promovează activitățile noastre, comunicare, transparență, vizibilitate, ceea ce este foarte important într-un proiect sau în comunicarea și în stabilirea unor relații de încredere și de parteneriat cu toți cei cu care comunicăm, cu care cooperăm. În acest sens, cred că până în momentul înregistrării cu statut a de persoană juridică, Asociația Cimișlenii de Pretutindeni va fi pregătită să preia acest rol de secretariat, dar alături de o echipă de reprezentanți ai altor asociații de băștinași care ne-au fost alături în cadrul unui grup de inițiativă și cu siguranță împreună cu ei vom continua să facem lucrurile frumoase și să ne consolidăm eforturile pentru a stabili acele ținte pe care ne le setăm noi ca Alianța Asociațiilor de Băștinași. Aici mă refer la colega Tatiana Clopot, care va face parte din secretariat, o propun în cadrul secretariatului. Tatiana, te rog să vii aici alături de noi. Deci am avut membrii Consiliului, deci cei care iau decizii, acum cei care vor să lucreze. Care ne asumăm responsabilități pentru a face lucrurile să desfășoare bine. Maricica Proca, Asociația de Bășnași Budești, cred că foarte multă lume urmărește și știe care sunt rezultatele frumoase ale asociației. La microfon, au spus că te-s la microfon. Cei ce o să fie pus pe hârtie, aceea durează în timp, aceea e credibilă, așa că promitem să nu scriem altceva. Așa, eu o să le monitorizez, cu permisiunea dumneavoastră. Da, vă rog, Anastasia? Dar aș vrea să spun că tot ce am realizat pentru că am avut alături de noi mentori, facilitatori care ne-au ghidat, ne-au oferit suportul și în acest sens ținem să menționăm că noi, ca secretariat, ne propunem să activăm și să avem, să mergem pe câteva domenii și în acest sens cred că m-ar ajuta doamna Silvia pentru a desemna sau a propune câțiva, să spunem așa, prieteni de suport în cadrul secretariatului nostru. Doamna Silvia, vă rog. Mulțumesc, Anastasia, sună bine, prieteni de suport, asta înseamnă prieteni la bine și la greu, da? Mulțumesc. Și care fac activitățile voluntar? Foarte și important. Asta tot e important, da, da? Mersi. Deci, noi înțelegem că la această etapă, etapa de consolidare a alianței și etapa de tranzit spre o alianță deja bine închegată, care înțelege foarte bine misiunea și are un proces eficient de funcționare, este nevoie de un sprijin. De aceea, în cadrul programului Elveția, PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală, noi am decis ca în secretariat să avem 4 departamente. Deci primul departament este departamentul de dezvoltare organizațională și consolidare instituțională. Eu voi fi responsabilă de acest departament. În scurt timp o să vă spun cu ce o să ne ocupăm. Al doilea departament este departamentul de atragere investiții, care va fi coordonat de colega mea, doamna Angela Cașcaval. Doamna Angela, dacă puteți, veniți încoace. Doamna Angela, veniți încoace. Veniți încoace că avem responsabilități. Începem de azi, exact.
Următorul departament, deci este departamentul de politici publice și advocacy, care va fi coordonat de colegul nostru, domnul Viorel Chivriga. Domnul Chivriga. Și cel de-al patrulea departament este departamentul de dezvoltare locală. Deci continuăm ceea ce am făcut noi în cadrul programului MID cu dezvoltare economică și acest departament urmează să fie coordonat, susținut și acordat asistență din partea colegului domnul Vecislav Guțuțui. Domnul Vecislav, vă rog, pe scenă. Așa, mulțumim. Aliona, da. Dacă ne permiți noi fiecare pe rând, o să spunem câteva gânduri generale, da, ce intenții avem. O minută și jumătate pentru fiecare, de ce ne trebuie departamentele este, de ce nume este și ce vreți voi să facem în cadrul departamentelor respective. Nu, 30 secunde, puțin 45. Stați că eu vreau să fac și o introducere. Deci, ideea este că acest concept, aceste departamente sunt încă în fază de discuție. Asta nu înseamnă că este o versiune finală. Noi urmează să avem atelier de lucru, să ne gândim, să elaborăm strategii de dezvoltare a alianței asociațiilor de băștinași, în care o să ajungem la un numitor comun, un produs a nostru comun a tuturor. Dar asta este o viziune inițială la acest început. Deci, Departamentul Dezvoltare Organizațională, Consolidare Instituțională, ține de suport acordat asociațiilor de băștinași pentru că acestea să fie fiecare în parte viabile și să reprezinte o asociație viabilă. Și aici vreau să menționez tot ceea ce a spus doamna Badan, care este primară și simte foarte bine ce are nevoie să facă asociația de băștinași. Capacități înscrieri de proiecte, atragere de fonduri, management proiecte, managementul financiar, monitorizare, evaluare, raportare, lucru cu comunitatea, deci instrumente de democrație participativă. Alte tipuri de instruiri care urmează a fi identificate, pe transparență, acces la informații, bună guvernare și așa mai departe. Deci acest departament are scopul să consolideze membrii din alianță. Următorul este atragerea de investiții. Angela. El lucrează. Deci, departamentul atragerea investițiilor va fi responsabil de atragerea resurselor financiare pentru acele proiecte pe care toți aveți nevoie să le implementați atât la nivel local, cât și la nivel de alianță. Deci vom implementa împreună atât proiecte, cât și programe întregi la nivel de alianță. Deci eu sunt sigur că va fi interesant și o să acumulăm împreună o experiență foarte bogată în domeniul atragerii investițiilor, dar și realizarea, evaluarea acestora. Da, aici indicatori aveți suma investițiilor atrasă. Asta e primul și cel mai important cât mai indicator. Cât mai multe, Aliona. La mai mult sau la mai mare? Da, vă rugăm. Misiunea departamentului este una simplă. În primul rând, să fiți auziți, să fiți ascultați și mediul decizional să ia în considerație ceea ce doriți, ceea ce trebuie să faceți la nivel local, la nivel regional, la nivel național și la nivel internațional. Mersi, da, să-i mai departe. Bună ziua! În primul rând, felicitări tuturor cu acest eveniment important. De fapt, este un eveniment istoric pentru Republica Moldova, pentru că se formează o așa tip de alianță și noi încercăm cumva să acordăm întregul suport ca ea să fie funcțională și să se dezvolte în continuare. Misiunea Departamentului Dezvoltare Locală este cum noi, ca asociație de băștinași, interacționăm cu primăria, cu agenții economici, cu alți actori importanti, ca să asigurăm dezvoltarea locală și, în mod special, dezvoltarea economică locală. Pentru că ne dorim cu toții ca Asociația Băștinașilor să devină un actor important în dezvoltarea economică locală și asigurarea legăturii dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri. În acest context, contăm foarte mult pe implicarea dumneavoastră în implementarea diferitor activități care duc la dezvoltarea economică locală, având, de exemplu,
migrație și dezvoltare locală, pe care noi deja l-am testat câțiva ani și el deja este unul funcțional și sperăm să-l dezvoltăm, perfecționăm în continuare. Mersi. Așa. Domnilor și domnilor, stimați colegi, aveți în față deci echipa secretariatului, staff-ului Alianței, deci acei oameni care o să lucreze în frunte cu doamna Anastasia Rusu, președinte de țară și președinte executiv, aș spune, deci și cu asociația Cimișlienii de Pretutindeni, care își asumă responsabilități de reprezentare legală a Alianței, deci o chestie deloc simplă și deloc ușoară, deoarece asta incumbă și resurse și oameni, oameni avem, este nucleul care cred că o să crească, o să prindă alți oameni, deci aveți niște șefi de departamente pe care mi-ar plăcea să cred că o să aibă și departamente, da? Deci și acum cine este pentru ca Asociația Cimișlienii de Pretutindeni să reprezinte secretariatul Alianței? Vă rog, votați. Așa, mersi. Împotrivă? S-a abținut? Mulțumesc. Stimați colegi și colege, vă felicit și vă doresc tare mult succes, că tare mult aveți de lucru. Mulțumim. Deci așa. Haideți să facem fotografia de grup. Dați-mi mie asta să țin. Așa. Și... Da. Chiar mai pe mijloc, vă rog frumos. Așa, pe mijloc scenii. Da? Max, ajută-i. Între timp, dumneavoastră, cei din sală, dacă ați votat, aplaudați! Deci, mulțumesc mult de tot! Cu asta, sesiunea noastră de constituire a Alianței și alegere a organelor de conducere și executive a luat sfârșit. Haideți încă o dată să ne felicităm reciproc pentru această realizare și să ne dorim succes, mulți membrii, mulți bani, multe proiecte atrase și realizate și mulți, mulți ani înainte de activitate prodigioasă. Alena Țurcan, mulțumim frumos! Alena, lasă microfonul acolo, că îl vor mai utiliza acuși oamenii. Acum a venit un moment important să luați toți telefoanele în mână. Vă dați seama, vă dăm voie la un eveniment să luați telefoanele, să le deschideți și să accesați Facebook-ul. Ați mai fost la vreun astfel de eveniment în care lumea vă roagă așa ceva? Toată lumea vă spune, închideți telefoanele, ascundeți-le. Nu vă uitați pe Facebook. Fiți atenți la ceea ce discutăm. Ați făcut asta? Acum vă duceți la căutare și găsiți, vă rog, pagina Alianța Asociațiilor de Băștinași. Și toată lumea acum atinge, îmi place pagina. De ce facem acest lucru? Pentru că de azi înainte, cei pe care i-ați ales astăzi vor pune toate noutățile acolo, iar dumneavoastră veți fi cei care veți vedea ce face Alianța Asociațiilor de Băștinași. Astfel vă conectăm nu doar aici în sală, ci vă conectăm și în mediul online, pentru că acolo aveți platforma de discuție, de comunicare și de realizare a tuturor lucrurilor pe care vi le doriți. Dacă am făcut acest lucru, haideți să mergem cu discursurile de final, pentru că ne apropiem de finalul evenimentului și eu am să rog să vină alături de mine doamna Anastasia Rusu, doamna Victoria Danford și doamna Nadejda Zubco, biroul relației cu diaspora. De ce v-am invitat aici? În primul rând, aveți rolul nou de președinte ale acestei alianțe, iar Nadejda Zubco este șefa biroului relației cu diaspora, instituția care va sprijini Alianța și va ajuta să creați această punte, această legătură între stat, mediul neguvernamental, partenerii de dezvoltare și așa mai departe. Nadejda? Bună ziua, în primul rând, și felicitări
instituției nou create. Nu uitați că nu sunteți singuri în acest proces, este BRD-ul care este instituția care va fi alături de voi. Vom sprijini toate inițiativele care au la bază dezvoltarea Republicii Moldova și în final trebuie, eu cred în Republica Moldova, am mai spus de multe ori, și doar împreună putem contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. În contextul dat vreau să mulțumesc partenerilor dezvoltare, celor care au stat la baza inițiativelor și dezvoltării politicilor pe domeniul respectiv, Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare, PNUD Moldova prin intermediul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, care continuă să ofere suport biroului relații cu diaspora în contextul consolidării echipei BRD. Felicitări și, după cum am menționat, nu sunteți singuri în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Importanța alianței este foarte, foarte, are o valoare semnificativă. Vorba din popor, cum zicea Anastasia mai înainte, uniți este mereu unde mulți puterea crește, deci uniți pentru acasă. Eu o să-mi permit să zic că uniți de acasă pentru acasă, pentru că noi cei din diaspora suntem deja acasă undeva acolo, dar mereu suntem cu două case, uneori zicem că suntem cu două țări și nicio țară, dar suntem foarte aproape cu inima de acasă. Dumneavoastră a zis că sunt 39 de asociații de băștinași deja membri. Eu o să vă spun că sunt peste 250, da? De asociații diasporale în diaspora. Majoritatea din ele ar dori să se implice acasă și ar dori să vă aibă ca parteneri. Rolul meu va fi unul destul de greu, pentru că Anastasia are foarte mulți deja membri și grup de suport și secretariat. Rolul meu, cred că până la înființarea legală a asociației, este să mai aducem membri din diaspora în Consiliul de Coordonare, să mai aducem membri din diaspora care deja să facem această punte de colaborare pentru viitor. Vă mulțumim și este un lucru foarte greu, dar este un lucru foarte util, foarte benefic. O să-mi permit să fac o analogie pe care, de fapt, a spus-o președintele Americii, că toți suntem în perioada aceasta când se vorbește despre Regina Marii Britanii, că într-o lume când se schimbă președinți peste președinți, prim-ministri peste prim-ministri, cumva regina era ceva stabil, ceva de încredere. Exact aceea se întâmplă cu asociațiile de băștinași. Administrația publică se schimbă, primarii se schimbă, guvernele se schimbă, dar asociațiile de băștinași vor fi acea stabilitate de încredere în dezvoltarea locală. Succes nouă tuturor! Dragi colegi, cu siguranță astăzi am făcut istorie, pentru că noi suntem cei care stabilim tendințe noi, care setăm niște priorități, iar cred că scopul nostru comun este dezvoltarea Republicii Moldova. Și cu pași mici, cu eforturile comunitare, cu eforturile fiecărei asociații de băștinași, noi vom reuși să dezvoltăm Republica Moldova, să dezvoltăm acest colț de rai pentru noi toți, pentru cei care îl poartă departe de casă. Toți vor să se implice, pentru că știu că doar acasă duc toate drumurile. Noi, cu siguranță, mizăm pe suportul dumneavoastră și cunoaștem care sunt așteptările, pentru că vin din rândul dumneavoastră. Știu foarte bine ce înseamnă să cooperezi într-un mediu cu autoritățile publice locale, cu autoritățile publice centrale. Știu ce înseamnă să ai sarcini și responsabilități. Știu că este greu să mobilizați comunitatea. Dar cu siguranță vom avea ateliere de îmbunătățire a capacităților, vom avea istorii, practici bune și doar împreună cred că noi vom reuși să dezvoltăm nu doar capacitățile unei asociații, a alianței și a celor care sunt un pic mai mici, să-i mentorăm, să-i ajutăm și să-i atragem în rândurile noastre și astfel să dezvoltăm întreaga Republică Moldova. Doar uniți putem fi mai buni. Mulțumim, felicitări și aici evenimentul nostru se încheie. Evenimentul de constituire a Alianței Asociațiilor de Băștinași. Felicitări pentru pasul pe care l-ați făcut astăzi împreună.
Mult curaj și putere celor care au acceptat provocarea de a fi liderii acestei echipe mari și să realizați tot ce vă propuneți. Vă reamintesc că evenimentul este organizat în cadrul proiectului Elveția PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală. Mulțumim Congresului Autorităților Locale din Moldova și Biroului Relații cu Diaspora că sunt alături de asociațiile de băștinași și le oferă sprijin permanent. Eu sunt Mihaela Gherasim și vă urez o zi extraordinară în continuare.